Mai departe, să vedem pentru săgetători care este profilul acestei perioade. La Scorpion aș mai avea de spus că valoarea lor în această perioadă crește pe măsură ce își vor descărca din karmă. Deci e un obiectiv foarte important. Săgetătorii sunt destul de presați, aș putea să spun, dacă e un cuvânt potrivit. Sunt presați să capete valoare. Pluton a revenit la mișcarea directă și cumva îi determină să facă ceva, să facă ceva concret, să facă ceva cu viața lor, să facă ceva în care să iasă, prin care să iasă în evidență. Deci, oricum, nu mai au timp de stat, ca să zicem așa. Și generează în ei un fel de nevoie de a fi puternici. Sau generează nevoia de a accede la putere, indiferent ce tip de putere, poate să fie o putere spirituală, poate să fie o putere concretă socială, la orice fel de putere. Deci ei vor trebui să capete această eficiență în a-și manifesta calitățile și a se pune în valoare. Evident, toate astea trebuie să se întâmple în limite legale. Frica, Lilith este acolo totuși, frica îi domină în toată această perioadă în a se evidenția. În general, săgetătorilor le place să stea în grup, să fie în grupuri de oameni în care grupul respectiv să aibă o putere sau să fie la un nivel social. Mai puțin dorința lor de individualizare există ca și stare de a fi. Ei bine, acum se pare că trebuie să-și folosească imaginația, să-și folosească tot ceea ce au învățat, tot ceea ce știu pentru a se individualiza, pentru a descoperi puterea lor personală și nu puterea lor într-un grup sau a unui grup din care ei fac parte. Cred că această presiune care se pune asupra lor îi determină de foarte multe ori sau îi fac să evadeze, să încerce să evadeze prin diferite mode și metode și modalități, ori în grupuri de prieteni, ori să plece în călătorii, ori să se sustragă responsabilităților. Eșecurile, adică ce pot să le spun este că nu trebuie să se teamă și că toate eșecurile care apar, apar numai dacă nu acționează corect. Adică numai incorectitudinea va fi cea care poate să le genereze această accedere la a-și manifesta puterea, forța interioară. În rest, nimic nu le stă în cale. Și trebuie să aibă curajul necesar și să-și folosească pe de o parte experiența, dar pe de altă parte să experimenteze această stare de individualizare, de a fi puternic, singur și pe picioarele lor. Nu înseamnă acest lucru că nu pot apărea și situații adverse pe care săgetătorii ar trebui să le gestioneze. Avem câteva quadraturi cu planetele din Fecioară. Acest Saturn Marte arată o oarecare devitalizare. De fapt, oscilează stările de entuziasm specifice planetei Marte cu stările de apatie specifice lui Saturn sau de austeritate. Deci s-ar putea să se simtă când foarte vital, foarte entuziasmați, foarte optimiști. Când se cătuiți, practic, nu au energie sau nu au chef de a întreprinde lucruri, este însă o situație temporară, spuneam, atât cât durează această quadratură Marte-Saturn, dar îi afectează în mod special, pentru că ei sunt gazdele planetei Saturn și în zilele următoare. Și de aici îi sfătuim să nu intre în acele situații în care ar intui că poate apărea o potențială enervare sau că oamenii sunt capricioși sau că lucrurile se pot schimba de la o zi la alta, că nu este practic totul. Mai bine să meargă pe o direcție lină, pe o direcție pe care o știu ca existând, ca fiind tot timpul cât de cât echilibrată, pe care eu o pot gestiona, cel puțin săptămâna următoare până lucrurile se mai așează, pentru că în caz contrar, dacă vor alege să se orienteze spre un soi de acțiune care are de-a face cu oameni capricioși sau pe care nu-i pot tempera sau nu-i pot controla sau care astăzi sunt într-un fel și mâine sunt în alt fel, orice ar face nativul săgetător, sau în situații, repet, care prin natura lor sunt oscilante, cu siguranță pot apărea situații imprevizibile sau poate apărea o stare de neliniște, de supărare și așa mai departe. În schimb, dacă se vor orienta doar spre zona foarte echilibrată pe care ei o pot controla și le vor mai amâna pe celelalte sau, să spunem, chiar trebuie să negocieze ceva cu o persoană, spuneam,
care este bine cunoscută ca fiind o persoană mai bizară sau mai capricioasă, bine ar fi să amâne această negociere măcar o săptămână și să nu potențeze în perioada aceasta situațiile adverse despre care vorbeam. De asemenea, este o săptămână destul de puternică, totuși, din punct de vedere al stabilirii perspectivei, o săptămână în care acele situații sau acele persoane care nu mai fac parte din universul nativilor săgetător pot fi eliminate cu ușurință. Este o încărcătură și o încărcătură emoțională foarte puternică. În continuare, Neptun îi susține din acest punct de vedere. Ei pot părea și destul de inabordabil față de oamenii care nu le mai merită. Și am tot spus acest lucru pentru că Saturn i-a făcut destul de duri, rigizi, reci, inabordabil față de persoanele care nu au demonstrat că merită să stea alături de nativii săgetători. Este și un joc psihologic pe undeva cu toată lumea din jurul lor, în sensul că aceștia au devenit, știm foarte bine că Capricornul este o zodie care, Capricornul, și spunem, vorbim despre Capricorn pentru că Saturn, care e guvernatorul Capricornului, este în semnul săgetătorului și ei, deci, au avut în toată această perioadă și un ceva din natura Capricornului, pentru că au fost gazdele lui Saturn. Deci știm foarte bine că Capricornul este una dintre zodiile cu aproape cea mai mare, și Scorpionul, tenacitate și forță psihică, Scorpionul și Capricornul. Și ca atare, în această perioadă și săgetătorii, ca fiind gazdele lui Saturn, au fost la fel de puternici din punct de vedere psihic și acest lucru a presupus un război al nervilor sau o tenacitate deosebită cu anumite persoane din jurul lor care, sigur că da, i-au provocat într-un fel sau altul. Se poate vorbi despre o misiune a săgetătorilor în această perioadă, despre lucruri de mare anvergură pe care ei ar trebui să le rezolve corect, precum niște mentori, de încurcături pe care la fel de bine săgetătorii au un destin să le rezolve și acum cu atât mai mult cu cât Saturn se află într-o situație destul de tensionată cu planetele din Fecioară, s-ar putea să aibă în destin să se ocupe de lucruri care îi enervează săptămâna următoare sau care în orice caz îi plictisesc. Lucruri care au mai mult de a face cu strategii, cu detalii, cu amănunte, care pentru săgetător nu sunt relevante, dar pe care nu au cum să le evite. Pur și simplu nu pot fi evitate. Este bine totuși să le dea și lor puțină atenție, să scape mai repede de ele, într-un cuvânt. Să mergem mai departe, să vedem pentru